goes on this two-lap event. She's got a great start, but inside her is Amarachi Pipi of the United Kingdom, Great Britain and Northern Ireland. Also in there is De Vita of the Netherlands, but she's been overhauled by Miklos the Romanian in lane three, world and European junior champion in her day. Phil Healy has been caught by Pipi of Great Britain as they staggered on wines. Healy still very much in touch though. Miklos in third place, they take the bell, Pipi just from Healy. And this is an event in which it's the first two will go through to the final. And Phil Healy is on the shoulder of Amarachi Pipi as they go down that back straight for the second time and into that final bend. Miklos, the Romanian, is there too. This is a big, big battle on. Pipi and Healy, and Healy goes for the outside and goes for home. And she's got Pipi, Miklos coming strongly, but Phil Healy's in front. Healy with Miklos chasing her. Miklos may just have got it on the line, but there is always the tendency to think that the one who's closing in is the one who gets it. But Phil Healy has put in another astonishing performance, and she's in the final, 52-4-1 this time. She's got the verdict by a thousandth of a second from Miklos in second place. But what a performance! Andreea, cum te-ai apucat de atletism și la ce vârstă? M-am apucat la vârsta de 9 ani. Profesoara mea a fost cea care m-a selectat, a venit la școală la mine și era dornică să caute copii gata de performanță. Ți-a plăcut din prima clipă? Da, mi-a plăcut foarte mult. De când eram extraordinar de energică, părinții mei nu știau ce să mai facă cu mine și au fost foarte încântați în momentul în care am început să practic acest sport. Cumva sportul acesta se moștenește la tine din familie, nu e singura care practică atletism. Așa este, mătușa mea și ea a practicat atletism de performanță în probele de garduri și de lungime. Cum este să fii antrenată de aceeași doamnă antrenoare de la vârsta de 9 ani? Eu spun că este un lucru foarte mare în ziua de azi, deoarece lumea este într-o continuă schimbare și aș putea spune că sunt privilegiată de faptul că pot și astăzi să mă antrenez cu ea și mă poate aduce la un nivel atât de mare. Cât timp îți ocupă atletismul în viața ta? Practic tot timpul, zilnic ne antrenăm, sunt zile în care ne antrenăm și de câte două ori pe zi, așadar mai tot timpul mă ocupă, însă îmi găsesc câte o scăpare și de altceva. 2021 este un an extraordinar pentru tine, cel puțin începutul. Ai concurat la câteva curse, poți să-mi povestești? Da, am început sezonul la Viena, când am deschis sezonul cu 52-63, după care am continuat cu alte concursuri, printre care și naționale, în Belgia, în Serbia. Peste tot am obținut doar victorii. Baremul olimpic este 51-35, însă având în vedere că am alergat sub 52 în sală, consider că este foarte posibil să alerg acest barem. Ce ar însemna pentru tine, la doar 21 de ani, să particip la a doua olimpiadă, prima fiind cea de la Rio? Mi-ar da foarte mare încredere pe viitor. Mi-ar da încredere că pot și că pot să realizez rezultate foarte, foarte bune. Îmi spuneai că nu mai ai timp mai de nimic în afară de atletism, dar atunci când mai puțin timp, ce da, atunci când mai am puțin timp, îmi găsesc să petrec timp cu familia, îmi place să merg la cumpărături, la mall, asta este, îmi place, îmi plac foarte mult parfumurile. Prietenul meu știe foarte bine, pe el îl nebunesc mereu cu asta, însă nu, în afară de atletism nu prea găsesc timp pentru altceva și mă bucur foarte mult că sunt susținută din toate punctele de vedere. Cum te simți atunci când îți cântă imnul? Atunci când îmi cântă imnul, simt că într-adevăr merită toate eforturile depuse în antrenamente și că rodul muncii mele acolo se exemplifică cel mai bine.